Stockholm, iar în grupa G, Muntenegru-Serbia 0-2 la Podgorița și Ungaria-Bulgaria 3-0 la Budapesta. La turneul final din Germania se vor califica primele două clasate din fiecare serie. Știrile orei 24 se încheie aici, la Radio România Actualități. În câteva momente, Maria Țoghină vă așteaptă la serviciul de noapte cu o ediție interactivă. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Bună găsit, dragi prieteni ai serviciului de noapte! Asociația Profesioniștilor în Resurse Umane din România a lansat recent Joblandia, o platformă prin care liceenii pot avea acces mai ușor la o experiență practică în companii în cadrul săptămânii altfel. Cu ajutorul platformei, HR Club a inițiat programul Săptămâna Joblandia pentru liceeni, un program național cu peste 50 de locații disponibile în București, Cluj, Iași, Constanța, Giurgiu, Alba Iulia, Ploiești, Timișoara, Brașov, Târgu Mureș, Covasna, Lugoș, Sfântul Gheorghe, Miercurea Ciuc, Roman, Pitești, Salonta și Satu Mare. Discutăm despre acest proiect cu Andreea Voinea, cofondatoare Joblandia și președinta HR Club, și scriitoarea Cristina Andone. Cu expunere în companii de top internaționale și experiență în managementul schimbării în resurse umane, Andreea Voinea a gestionat două dintre cele mai mari transformări de resurse umane din economia românească, Petrom și Banca Comercială Română. Andreea Voinea este de profesie economist, are un MBA obținut în Statele Unite ale Americii, a lucrat pentru grupul financiar Barclays și timp de mai bine de 5 ani a ocupat poziții importante la New York, Bruxelles și Londra. Este președinta HR Club și director de resurse umane în cadrul uneia dintre cele mai mari bănci din România. Bună seara, Andreea, și bun venit la serviciul de noapte, bun venit la Radio România Actualități. Bună seara și bine v-am găsit. Mulțumim de invitație. Cristina Andone este scriitor, trainer de creativitate și activist educațional. Este președinta fundației Ce poți face și din 2020 este în bordul proiectului Școala Încrederii. A publicat peste 20 de cărți vândute în sute de mii de exemplare. Ca autor povestitor a fost invitată la târguri de carte internaționale. A ținut ateliere de poveste în tramvai, pe trotuar, în palate vechi precum Cantacuzino, Cesianu, dar și la ICR București, ICR Stockholm. În capela unui castel părăsit la Bonțida, în librării, galerii de artă, biblioteci naționale sau județene, ia urtări, școli și grădinițe. Până în 2030 are contracte semnate pentru încă 20 de cărți și între care regăsim și povești pentru copii, dar și un roman despre revenire, Carusel. Care este stadiul caruselului, Cristina? Este în carusel, este în lucru. Bună seara, e mereu o bucurie să fim alături în aceeași poveste. Tocmai vreau să spun că bine ai revenit la serviciul de noapte. Ultima dată când ne-am întâlnit era în debutul pandemiei, în luna august, alături de Cora Muntean. Da. Vorbeam despre nevoia de povești într-o perioadă dificilă pentru întreaga umanitate. Da, și de nevoia de conectare. Așa este, pentru că ai folosit cuvântul nevoia de conectare, expresia aceasta pe care am redescoperit-o după pandemie cu toții. Absolut. Sunt curioasă să-mi spuneți voi ce au în comun o scriitoare, trainer în creativitate și un specialist în resurse umane, specializat mai degrabă în procese de restructurare, de reformare în domeniul HR, deci nu obișnuit cu locurile comode, așa în care vii și doar stai și gestionezi resursele umane sau, cum ar spune alții, hârtiile. Pentru că și aici este o diferență pe care sper să apucăm să o discutăm în emisiunea de astăzi. Ce înseamnă, de fapt, resurse umane? Cât este vorba despre hârtii și documentare și cât este vorba despre oameni. Dar hai să rămânem pe întrebarea de deschidere. Ce au deci în comun o scriitoare, trainer de creativitate și un specialist de resurse umane? Încep ca la catalog, Andone, prima. Cred că ne leagă pasiunea. Ne leagă pasiunea pentru schimbare, pentru inovație și pentru educație. Andreea este un om care integrează tot felul de oportunități. Ea m-a adus în proiect, ea m-a adus în proiectul Joblandia și pentru asta îi mulțumesc că a avut încredere în mine. În acest proiect eu sunt scriitor, povestitor, sunt strateg și îmi doresc foarte tare să aduc o nuanță de, să spunem, creativitate.
Altfel, da, sunt tare curioasă cum vede Andreea povestea noastră, cum se vede din punctul ei de vedere. Andreea, cum ai cunoscut-o pe Cristina și cum ai implicat-o în proiectul Joblandia? Lucrăm cu Cristina de... Sunt foarte mulți ani, de fapt. Da, cred că sunt 7-8 ani. Nu? Deja. De când, cel puțin de când lucrăm. Cristina ne ajută în strategia noastră de comunicare. Face niște training-uri bestiale, trebuie să spun, de cum să nu vorbim lemneză. Da, anticorporateză. Ne susține în tot ceea ce facem în comunicarea internă și proiectul ăsta Joblandia e un proiect de al meu personal în calitatea mea de președinte HR Club și Cristina l-a îmbrățișat cu entuziasm. Cu foarte mult entuziasm și s-a oferit să contribuie. După cum știți, Cristina face foarte mult voluntariat și a zice eu că ne-am găsit o misiune comună. Da, cum putem să contribuim la educația tinerilor din România? Ne-a unit o vară. O vară întreagă. Vara trecută. Vara trecută. Da, am dezbătut pe toate fațetele ce merită făcut cu adevărat, concret și cu impact. Impactul e un lucru pe care Andreea îl aduce mereu în discuție pentru tineri. A fost o discuție între trebuie să le spunem ascultătorilor că nu întâmplător vă preocupă atât de tare educația și educația tinerilor, pentru că sunteți mame, aveți, tu Cristina ai doi copii, da. Andreea tu ai un băiat, un adolescent de 16 ani. Adolescenți sunt toți. Da? Adică suntem părinți de licieni, de adolescenți, da? Și înțelegem foarte bine nevoia de a le oferi adolescenților, tuturor adolescenților din România, accesul la informații care să-i ajute să se orienteze într-o lume care devine din ce în ce mai dinamică, mai complicată și în care rata schimbării este, cum să spun așa, la cote amețitoare până la urmă. E un carusel. E un carusel, exact cum vorbeam despre romanul pe care îl pregătești tu, un carusel în care ei vor trebui să se descurce într-un fel sau altul și este extraordinar să te gândești că și ceilalți colegi din generația copiilor noștri au nevoie de o șansă, de o șansă de a descoperi lumea. Și mai e ceva, dincolo de copiii noștri. Noi nu ne salvăm copil cu copil, familie cu familie. Hai să zicem că avem grijă de copiii noștri, o să fie bine. Dar ne merită să gândim un pas mai departe. Bun, copilul meu va fi bine, dar în ce lume va fi bine? Copiii din generația lui, din generația ei, cum vor fi? Deci de asta cred că, de fapt, Jobland este foarte mult despre comunitate. Nu e despre copilul meu pe care o să-l înscriu într-o anumită companie de top și va face practică și va fi inspirat. Nu, vorbim despre comunități, despre clasă, despre acces cu... Și vorbim și despre solidaritate. Da. Pentru că nu se poate să-mi fie mie bine singur dacă celorlalți din jurul meu le este rău. Absolut. E un cerc de bunătate. Se adună, cercul acela al bunătății despre care povestești tu întotdeauna și încerci să-l și crezi în atelierele tale, dar vom reveni la aceste teme. Ca de fiecare dată, încă din debutul emisiunii, vreau să le reamintesc ascultătorilor că pot interveni în direct apelând numerele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. De asemenea, ne pot trimite mesaje scrise pe pagina de Facebook România Actualități, unde transmitem live video. Ne întoarcem la Joblandia. Andreea, cum a apărut acest proiect? Înțeleg că ideea a fost a ta și cum a crescut? Când, cum și de ce? De unde această nevoie? Nu aș spune a mea individual, aș spune că a fost creat într-un incubator de strategie împreună cu ceilalți colegi din bordul HR Club. Suntem mai mulți. Ne-am întâlnit vara trecută, prima dată, și ne-am gândit ce am putea să facem noi meaningful, cu impact, da? Pentru tinerii din România. Ce am putea să aducem noi, oamenii care avem o experiență în companii mari, cei mai mulți pe piața din România, pentru a asigura un viitor pentru tineri. Și am pornit de la niște statistici. Da, foarte interesante statistici la care ne-am uitat. Cutremurătoare, spunem. Da. Rata de abandon, de exemplu, în rândul studenților e de 50%.
22,4% dintre tinerii care au între 16 și 24 de ani sunt aproape invizibili. Nu se regăsesc în nicio statistică, nici în sistemul de educație, nici pe piața muncii. Mai mult decât atât, rata șomajului. Rata șomajului în România este în rândul tinerilor, e mult mai mare decât media Uniunii Europene. Deci vorbim de 22,5% versus 14,15% în 2022. Deci diferența e considerabilă. Și poate și mai important, de ce ne-am adresat tinerilor liceeni, a fost o statistică. Am făcut un survey, o anchetă în rândul HR Club, derulat de HR Club, care ne spunea că 75,5% dintre liceeni nu au vizitat niciodată vreo companie pentru a putea să înțeleagă ce opțiuni de carieră au. Deci, pornind de la numerele astea, ne-am gândit cum am putea să răspundem la provocarea pe care o vedem pe piața muncii. Cum s-a dezvoltat acest proiect și care a fost rolul fiecăreia în proiect? Vorbeai despre un incubator? Ideea a pornit, v-am spus, într-un exercițiu de strategie în bordul HR Club, după care am zis de unde să începem, unde ar fi, care ar fi segmentul unde putem acționa da, imediat, unde avea impact. Sunt multe companii, deci noi în club avem, e important de spus, peste 300 de companii și peste 500 de membri din cele 300 de companii. Sunt multe din membrii noștri care au deja, spre exemplu, internship-uri, dar pentru studenți. Pentru studenți. Da. Da. Am zis să credem că trebuie să începem mai devreme, ar trebui să începem de la liceeni ca să putem avea impact, pentru că ăla e momentul critic când ei se uită la opțiunile de carieră. Și aici ai venit cu experiența personală de părinte, pentru că probabil nu odată ți s-a întâmplat să vină acasă băiatul și să spună: mama, n-am putea veni cu colegii. Nu putem veni cu colegii în săptămână altfel. Exact. Dar ne putem gândi și la noi, nu-i așa? Când aveam 16 ani și părinții ne întrebau: tu ce vrei, încotro te vei duce? Ca să știu măcar ce meditații să... către ce meditații să te duci. Cum să te pregătești. Cum să te pregătești. Și țin minte că mama chiar exasperată, mama mea medic, o cunoști. Chiar vreau să spun, mama ta, doamna doctor. Da, mama mea medic. O să spun și o poveste despre ea la un moment dat. Da, iubește foarte mult copii. E bine, mama exasperată. Mama, totuși, spune-mi, ce-ți dorești tu? La ce ești bună? E zis, mama, mie îmi place foarte mult să citesc și îmi place să ronțăi mere. E bine, asta nu prea era neapărat o opțiune de carieră, să te transformi în cititor profesionist și în ronțăitor de mere, chiar dacă eu pun acest denominator în glumă, sunt ronțăitoare de mere, pe lângă faptul că sunt scriitor, nu e neapărat o profesie. Deci da, avem nevoie de orientare și avem nevoie de orientare atunci, la 16, 17, Cristina, 18. Nu este neapărat o profesie, dar ronțăitor de mere arată până la urmă împlinirea unui vis, pentru că eu cred că mulți copii pornesc de la ronțăitor de mere, după care, pe măsură ce devin adulți, uită. Pentru că mi-amintesc acum, pomenind tu acest lucru, mi-amintesc că și eu, când eram copil, mama cumpăra 5 kg de mere și în două zile dispăreau merele. Voilà. Acum, dacă aș cumpăra 5 kg de mere, probabil că peste o lună le arunc. Deci undeva în ronțăitul această... s-a pierdut. La tine este foarte frumos că ai păstrat acest vis, pentru că vezi, l-ai conștientizat la timp și l-ai păstrat cu tine, lângă tine, și a devenit partea identității tale. Poate că asta ar trebui să învețe tinerii cât încă mai au timp. Să nu uite și să-și fixeze undeva visul. Absolut. Și să încerce să nu-l piardă pe măsură ce se maturizează. Este un mesaj extrem de important și pentru adolescenți, dar și pentru părinți, care ar trebui să-și încurajeze copiii. E adevărat. Mama îmi spunea la un moment dat, apropo de vis și de diverse opțiuni în viață, îmi povestea că era la liceu, în clasa a 10-a, când profesorul de matematică a adus la oră un pick-up și le-a pus Beethoven. După care a invitat, în ora următoare, un prieten, violonist,
care le-a interpretat niște bucăți muzicale și le-a explicat ce înseamnă să fii muzician. E bine, mama a fost foarte impresionată de acea experiență. Nu și-a schimbat opțiunea de carieră, a devenit medic așa cum își propusese. Nu a devenit nici muzician, nici critic muzical, dar a fost expusă la o mare felie de frumusețe. Și de atunci a devenit un meloman, mi-a spus că privește altfel muzica, e altfel expusă la acele armonii. Deci ce aș spune esențial în Joblandia ar fi așa, această explorare de care vorbeam cu Andreea foarte mult astăzi, noi dezbatem foarte intens acest proiect și spuneam așa, da, pe de-o parte e important ca un copil să-și dea seama care este drumul lui, să se orienteze către calea corectă. Și asta este și o mapare pe negativ. Ca să-ți dai seama care e drumul tău, trebuie să și știi care nu sunt drumurile tale. Noi ne așteptăm ca în Joblandia foarte mulți copii să spună eu nu vreau în industria asta. E interesantă, dar nu mi se potrivește. Dar nu mă regăsesc. Nu mă regăsesc absolut deloc. Pe de altă parte, dincolo de da, ăsta este drumul meu, mi-l doresc, sau acestea nu sunt opțiunile pentru mine, vom mai avea un paletar întreg de opțiuni interesante. De nuanțe. De nuanțe, spre care ar fi bine ca acel copil să se păstreze curios poate tot restul vieții. Pentru că e vorba foarte mult despre integrare în viitor. Andreea are o teorie foarte interesantă despre asta. Cum joburile viitorului sunt despre Hai să integrare. Vedem despre ce este vorba în joburile viitorilor, dar mai târziu puțin, pentru că e cu adevărat interesant să abordăm acest subiect. L-am mai abordat la serviciul de noapte cu din perspective diferite. Din perspective diferite și sunt curioasă să văd și perspectiva ta, Andreea. Până atunci însă, hai să ne lămurim dacă acest proiect Joblandia se adresează doar liceenilor. Cui se adresează proiectul? Evident liceenilor, dar mai mult decât atât. În această fază. În această fază am decis să mergem cu liceenii. Și un prim pas e săptămâna altfel. Am discutat cu Ministerul Educației, pentru că în această perioadă anului se desfășoară săptămâna altfel. Și am găsit foarte multă deschidere, da, aș spune eu. Într-adevăr. Oferta noastră din partea HR Club de a le da acces pentru vizite în companii începe anul acesta cu membrii noștri, fiind într-o fază de pilot. Da, membrii, da? HR Club. Derulăm proiectul, l-am început pe 13 martie și o să mergem până în 15 iunie, când se termină anul școlar. Da. După cum știți, săptămâna altfel fiecare liceu are posibilitatea să-și o programeze după cum consideră de cuvință. Cum ar trebui să procedeze cineva care este interesat să aibă acces la această platformă și cum se pot înscrie liceele, clasele, profesorii, elevii și, pe de altă parte, cum se pot înscrie și companiile? Să lămurim un pic. Am dezvoltat o platformă cu ajutorul unor parteneri. Pot să spun numele? Da. Nu știu, Jobful e un startup. Este un startup care anul trecut a venit, spre exemplu, și cu o platformă pentru, nu știu dacă ați auzit, Jobs for Ukraine, da. Sunt toți cei care au dezvoltat. Am mers împreună cu echipa noastră executivă, e foarte important să menționăm asta, o avem alături de noi, da. Cred că inima clubului HR Club, deci HR Clubului este Dana Cavaleru, care e directorul nostru executiv. Avem și o echipă care de este proiect. De proiect pe Cătălina Gardescu, care se ocupă de Joblandia, pe Cristina, care-i, da, care da, da. Și mulți alții membri ai clubului care ne ajută în acest demers, care au îmbrățișat misiunea noastră. Am dezvoltat această platformă. Companiile se pot, deci membre pentru la acest moment, în primă fază, companiile membre se pot înscrie în platformă și la rândul lor liceele poate să opteze, da, pentru un program de vizite în companiile care sunt în platformă. În mixul pe care ei și-l doresc.
nu se poate, deci nu se pot înscrie individual, nu facem înscrieri individuale, deci părinții care doresc copii, care au un copil care pentru care ar fi interesați, trebuie să ia legătura cu liceul, să discute cu profesorii, cu dirigintele, cu dirigintele și cu directorul. Și liceul poate să înscrie o clasă sau mai multe clase într-un program de, de vizite pe care el consideră necesar. Programarea într-un și mix se de face companii. Absolut. Este o soluție de educație prin tehnologie. Cum se pot înscrie companiile? Pentru că, auzind despre acest proiect, probabil că sunt și companii care și-ar dori să devină parte. Poate, cred că au ceva de oferit pentru tinerii care iau deciziile legate de viitorul lor. Fiind primul an în care am lansat proiectul, am mers la momentul acesta cu membrii clubului nostru. Anul viitor, funcție de cum merg lucrurile și folosind experiența de anul acesta, ne dorim să calibrăm săptămâna altfel în Joblandia, o să deschidem proiectul la nivel național. Companiile și ne-am dorit cât mai multe. E foarte ușoară înscrierea în platformă. Platforma este foarte prietenoasă, nu durează mult înscrierea. Cei care doresc să participe la acest proiect trebuie să fie membri HR Club. Anul acesta am zis să începem că e mai ușor să ne organizăm cu membrii noștri. La anul am vrea să extindem la nivel național și dar va exista o condiție întotdeauna. Care va fi condiția? Spune tu, Andreea. Este condiția de a asigura un standard al vizitei. Chiar vreau să vă întreb dacă aveți o procedură astfel încât să corespundă obiectivelor pe care vi le-ați propus cu Joblandia, pentru că bănuiesc că și aici trebuie să existe anumite criterii de evaluare ca o vizită să-și atingă obiectivul. Absolut. Ne-am dorit experiența în Joblandia să nu fie o simplă vizită într-o companie, un simplu tur ghidat. Ca la muzeu. Ca la muzeu, în care cineva să turuie și toată lumea să asculte. Uh-huh. Deci ne-am dorit să fie o experiență memorabilă pentru tineri. Ne-am dorit să ne gândim să includem exerciții treasure hunt, întâlniri inspiraționale, să fie multă interactivitate. Da. Tinerii care vin să vadă alți tineri. Deci în companiile unde merg, tineri care deja au un job, care sunt câțiva ani mai mari decât ei, au un job și au deja un plan de carieră și să poată ușor să conecteze cu ei și să împărtășească din experiența lor ce înseamnă. Cum vă veți asigura că acest standard va fi respectat de către toate companiile care intră în program? Noi le-am făcut un mic training acestor companii. Apoi, desigur, mergem și pe încredere, tocmai fiind companii membre HR Club, ne gândim că vor respecta aceste ghidaje. Nu să fim poliție neapărat, dar vom fi foarte atente la experiența din acest an. Dacă vom vedea anumite derapaje sau dacă vom vedea dezinteres în anumite vizite, mai mult decât sigur nu le vom repeta. Avem și mesaje de la ascultători, reamintesc și numerele de telefon la care ne pot suna: 021-312-1054 sau 021-312-3644. De asemenea, mesajele le puteți trimite pe pagina de Facebook România Actualități, acolo unde ne puteți urmări live video. Iată, ascultătorul nostru fidel, Adrian Monafu, ne scrie pe Facebook: din păcate, nici măcar meditațiile nu ajută prea mult copiii, elevii care nu au ambiție mare, pentru că deși părinții fac totul pentru educația copiilor, fără ambiție, voință și multă muncă, este totul în zadar. Cunosc situații și personal, este trist, dar adevărat, copiii au totul la dispoziție în ziua de astăzi, dar puțini au ambiție și învață bine. Este o observație a ascultătorului nostru. Poate că e un grad de ambiție diferit de al generației noastre. N-aș spune neapărat că nu au ambiție tinerii din ziua noastră, de zilele noastre. Eu lucrez foarte mult cu copii, cu tineri, din toate mediile. Merg în state, merg în orașe mai mici. Tinerii aceștia visează foarte mult, își doresc foarte mult. E adevărat că au condiții mult mai puțin limpezi decât aveam noi. La noi, cumva, drumurile erau mai puțin ramificate, existau un ajutor... Erau și un pic mai sigure? Da. Ca proiecție. Lumea era mult mai așezată.
Nu spun că era bine, că era așezată într-un mod static și cumva coercitiv. Acum sunt atâtea posibilități, dar da, trăim în flux, trăim într-o lume fluidă. L-aș contrazice pe ascultătorul nostru fidel. Clar, tinerii din ziua de astăzi, nu pot spune că nu am ambiție, au energie, au vise și visuri și pentru ei viitorul va suna diferit de cum ne-l închipuiam noi, ceea ce este foarte bine. 0213120054 sau 0213123644 sunt numerele de telefon la care ne puteți suna pentru a adresa întrebări invitatelor ediției. De asemenea, așteptăm mesajele scrise pe pagina de Facebook România Actualități, unde transmitem live video. Revenim în direct în câteva clipe. Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină.
Programul săptămână altfel este an de an o provocare pentru licenți și profesori. Tinerii își doresc să afle mai multe despre diverse profesii, ce înseamnă un job, modul în care este organizat o afacere, dar și despre problemele cu care se pot confrunta atunci când vor intra pe piața muncii, dar profesorii nu reușesc mereu să găsească cele mai potrivite soluții. Le vine însă în ajutor noua platformă online Joblandia, care intermediază relația dintre licee și companii din diverse domenii. Despre cum îi ajută pe adolescenți acest proiect de inovație în educație, continuăm să discutăm cu scriitoarea Cristina Andone și Andreea Voina, președinta HR Club. Înainte de a reveni la Joblandia, aș vrea să vorbim un pic despre cum arată noile generații care intră pe piața muncii. Cum sunt ei diferiți de noi, cei care în urmă cu 30 de ani, imediat după Revoluție, intram pe piața muncii, eram obișnuiți că ne angajăm odată și de acolo de unde ne angajăm ne și pensionăm, că nimic nu se poate schimba în parcursul nostru profesional, că lucrurile sunt așezate. Iată acum ce se întâmplă. Acești 30 de ani ne-au pus în fața multor schimbări și vin noi generații pe piața muncii. Cum arată tinerii, cum arată adolescenții din generațiile actuale, mai ales că ascultătorul nostru ne spunea că nu au ambiție, nu au voință, deși ne spuneai tu, Andreea, că sunt un pic diferiți. Cristina confirma că, de fapt, au ambiție, au voință, dar o manifestă cu totul diferit, altfel și în alte direcții. Uh-huh. Sunt diferiți de față de cum am fost noi? Sunt de aceeași părere cu Cristina, care a spus că îmi permis să-l contrazic pe ascultătorul nostru. Aș spune că ambiția, așa cum o vedeam noi, generația noastră, este diferită prin prisma generației tinere. Generația tânără apreciază foarte mult flexibilitatea și cred că generația noastră a învățat uitându-se la două repere, familie și sistemul formal de educație. Da. Copiii din ziua de azi sunt expuși foarte mult la învățarea experiențială. Ei apreciază foarte mult flexibilitatea și învață din experiențele pe care le trăiesc. Alegerile pe care le fac, le fac prin prisma experiențelor pe care le au în momentul când ajung la un job. Nu mai au atașamente față de branduri corporatiste sau de orice fel. Nu mai au repere legate de următorul pas în carieră. Da? Totul este despre acum. Ce trăiesc eu acum și ce învăț eu acum, dar în sensul bun, asta în sensul bun. Un acum care se bazează pe ce tip de valori? Pe un sistem de valori, aș spune că le pasă mai mult decât generației noastre, numai de propria proximitate, despre mine, despre proximitatea imediată. Ce pot să fac eu? Mă ajută jobul meu, mă ajută proiectele pe care eu în care sunt implicat, să fac o diferență în societate, în comunitatea mea. Sunt orientați foarte mult la responsabilitate socială și dacă nu regăsesc acest bigger meaning, obiectiv companie, înalt, în locul unde lucrează, se vor detașa foarte ușor. Libertatea e importantă pentru ei. Ce înseamnă pentru ei libertate? Este dependentă de asigurarea traiului zilnic? Da, absolut. Cred că sunt și destul de realiști să-și dea seama că a fi independent financiar înseamnă să investești în carieră, să investești timp, dar nu mai sunt dispuși ca noi să investească atât de mult timp, fără să se gândească la sănătatea lor, la sănătatea lor fizică, la sănătatea lor mentală. E un lucru minunat că generația de astăzi este atât de atentă la, o să folosesc termenul englezesc, well-being, să se simtă bine, să fie întregi ca ființe umane. Și ajungem la sensul fericirii. Ei au descoperit și își păstrează sensul fericirii mai bine decât am știut noi? Cred că diferit. Nu știu dacă neapărat mai bine. Fiecare generație vine cu o anumită lecție despre fericire. N-aș vrea să judecăm. Generația bunicilor mei venea cu lecția despre fericire, să am o pâine de pus pe masă. Dacă aveam ce să mâncăm,
acum 50 de ani era deja foarte bine. Și se mai strângeau în jurul unui televizor alb-negru, se uitau la Dallas și cam asta era fericirea. Putem judeca asta? Aș zice că nu. Apoi, în cazul nostru, în generația noastră, fericirea era să ajungi mai repede la un job interesant, la o pereche de pantofi mai, nu știu, cu sclipici, să mergi la Londra înaintea celorlalți, la New York. Acum toate lucrurile astea sunt mult mai accesibile, nu mai ține de un statut inaccesibil să călătorești de pe zi pe alta la New York. Pe vremea noastră erau niște ținte. Și atunci nu-i putem judeca pe acești copii, pe acești tineri, că nu vor să-și sacrifice din timpul de a merge în parc, de a privi cerul, de a asculta o melodie, de a se duce cu prietenii. Nu vor să sacrifice acest timp pentru, nu știu, a sta peste program și poate a obține la un moment dat o mărire. Cred că de altfel nici nu se mai dau măriri doar pentru că stai peste program. Știam că la un moment dat în țările nordice era o discuție să fie amendați cei care stau peste program sau să fie trimiși la un training de time management. La un training de relaxare. Da, trebuie să stai peste program. De ce? Nu știi să gestionezi bine timpul, poate n-ai o viață privată. Ceva e în regulă cu tine? Avem un telefon în direct, de fapt avem două telefoane. Îl salutăm pe primul ascultător care ne-a sunat. Este vorba de domnul Iosif din Timișoara. Bună dimineața, bun venit la serviciul de noapte. Să rămână, vă sărut frunțile tuturor. Fără două limbi străine n-ai ce căuta acum nicăieri în Europa. Și să știți că la ora 9:30 dimineața, fără o banană și ce mai urmează pe acolo în valoare de vreo 50 de lei, un pachet de țigări și fetele, mă uit la ele, drăguțele de ele, că sunt frustrate și pe lângă meserie, pe lângă job, neapărat trebuie să știe două limbi străine, că nu se poate altfel. Și vă mulțumesc frumos. Eu nu vreau să vă întristez. Știți de ce m-ați dat de lângă voi? Vorba lui domnul ăla de la Sibiu. Îl știți dumneavoastră. Cam asta este viața. Mulțumim actuală. Mult de tot. Într-adevăr, aveți mare dreptate pentru tinerii din generațiile actuale. Limbile străine sunt esențial. La capitolul must trebuie și da. Cu două limbi străine cred că ești undeva la limită. Pentru că deja la nivelul Uniunii Europene se vorbește despre 5 limbi străine ca să poți să te angajezi într-un instituțiile europene. Mai avem un telefon în direct, este vorba de domnul Ruslan. Bună dimineața, bun venit la serviciul de noapte. Bună dimineața dumneavoastră și e foarte plăcut să la ora 1:20 să auzi niște voci atât de drăguțe și calde și care te încântă. Eu vreau să le pun invitatul noastră o întrebare așa, mai de-a mea. Le-aș ruga să-și închidă ochii și să-mi spune și mie cum ar preda, dacă ar fi profesoare de limba română, romanul Ion, de Liviu Ebran, bineînțeles, ca să-i atragă pe liceeni și să-l citească și să-l și înțeleagă. Atât am vrut să întreb. Mulțumesc mult de tot. Sunt convinsă că aici Cristina are un răspuns creativ un exercițiu ușor de imaginație. Absolut. Doar că de data asta nu este rețeta mea originală, este preluată. Răspunsul ne poate da foarte simplu. Un tânăr, eu aș zice că e genial, Psihotrop se numește, care pune pe versuri comentariile de limba română din mari opere. Luceafărul pune pe versuri, Ion de asemenea. Și atunci cred că dacă am asculta un refren hip-hop al lui Psihotrop despre Ion, s-ar putea să intrăm într-un ritm al pământului, Io, și să înțelegem altfel teluricul, Io, și, mă rog, să ne calibrăm la ceea ce a vrut să spună autorul, mai puțin prin prisma eului liric și mai mult prin ceea ce are relevanță mereu și mereu și mereu.
Mulțumesc, Cristina, pentru răspunsul oferit. Andreea, dacă tu vrei să adaugi ceva pe această temă, dacă poți face acest exercițiu. Cristina e atizana cuvintelor. Marian Petruța ne scrie pe Facebook, îl salutăm și noi, sau o salutăm, pentru că este vorba de Petruța Marian, probabil că este numele de familie. Excelentă emisiune, admirabilă inițiativa acestui proiect. Locuiesc la Chicago, momentan sunt în vizită la Cluj și un prieten american face ceva similar cu copiii chiar din școala generală. El folosește rețeaua cercetașilor pentru a conecta lumea business-ului cu tinerii elevi. Boy Scouts. Da. Companiile americane sunt interesate ca de cât mai curând să urmărească parcursul educațional al elevilor și să-l influențeze prin direcționarea către profesiile pe care ele le au. Proiectul acestor doamne este unul cu potențial fabulos. Mulțumim din tot sufletul. Mult pentru susținere. Avem nevoie de asemenea energie și avem nevoie să audă cât mai mulți oameni de proiect. Mulțumim. Nică Paul Sergiu, bună seara, felicitări pentru emisiune, vă scriu dintr-o țară nordică, din Danemarca. Nu este vorba despre statul peste program, ci pur și simplu aici se pune accentul pentru timpul pentru familie, asta cât mai mult lângă familie. Eu unul stau puțin peste program pentru a acumula câteva ore pentru a veni o zi sau două în țară lângă familia de acasă, adică alături de părinți și de frați. Mulțumim mult pentru mesaj. Iată, oamenii care împărtășesc cu noi experiențe diferiți, din zone diferite, cu experiențe diferite, care însă văd potențialul acestui proiect și ne întoarcem la Joblandia și aș vrea să-mi spuneți care sunt obiectivele pe care vi le-ați propus, pentru că așa cum ați conceput acest proiect, sunt convinsă că v-ați stabilit și niște obiective. Vreau să spun eu mai degrabă perspectiva poetică și o las pe Andreea să vină cu perspectiva mai aplicată. Joblandia noi am calibrat-o, am gândit-o ca pe o degustare de joburi. Pe de-o parte, copiii să vadă eșantioane de realitate din diverse industrii și pe de altă parte să își formeze gustul. Pentru că știi că la degustare nu numai că îți dai seama îmi place, nu-mi place, dar și ușor, ușor îți formezi gustul pentru un anumit tip de de stimulant, să spunem, gustativ. Deci, ne dorim foarte tare să fie o experiență de explorare. Și mai e o valoare importantă a Joblandiei, zona de integrare. Știi, acest proiect nu este, așa cum poate ar părea, doar pentru liceele acelea de top, care oricum, prin directorii foarte harnici și foarte implicați, oricum aceste licee ajung la resurse, ajung la experiențe practice. Pe noi ne interesează foarte mult să ajungem și la liceele tehnice și la liceele din zonele mai periferice. Zonele acelea unde sunt copii invizibili despre care ne-a povestea Andreea sunt la începutul emisiunii. Sunt copii uitați, sunt copii mai puțin căutați. Copii pe care îi putem salva oferindu-le experiențe memorabile. Și ai folosit un cuvânt foarte mare, dar în același timp foarte real. Pe aceștia îi putem salva. Cu adevărat. Andreea, spune-ne tu din perspectiva specialistului în resurse umane, care sunt obiectivele propuse cu acest proiect? Trebuie să fie ceva măsurabil, așa, nu doar inspirațional și aspirațional. Ținând cont că suntem prima dată în obiectivele această pilotului. Călătorie, ne-am dorit să avem cât mai mulți tineri. Ne-am propus să aruncăm un număr, tot discutăm. E realist în săptămână altfel să facem undeva la 5.000 de copii. Dacă am reușit să acoperim cam 5.000 de copii până în 15 iunie în toate companiile care participă în program, ar fi sunt curioasă, ați luat în calcul și un formular de feedback? Absolut. Pentru că pe baza acestui feedback veți putea să calibrați primul an de asemenea, îi încurajăm pe copii, pe tineri, iată, să comunice și în social media cum a fost. Să facă, nu știu, niște reel-uri, să se fotografieze, să dea vestea mai departe. Cum a fost pe bune în Joblandia. Spune pe bune despre Joblandia, e unul dintre mesajele noastre. Spune-ne pe bune despre campanie. Joblandia. Mai e un lucru care ne îngrijorează la nivel de
de tendințe în resurse umane. Faptul că destul de mulți tineri ezită să intre în momentul ăsta în ceea ce noi numim tradițional câmpul muncii. Ezită să înceapă o carieră. Ori dacă privim societatea, nu știu, ca un continuum, avem nevoie de forțe proaspete, avem nevoie să intre sânge proaspăt în economie. Staza face rău. Dacă ies mulți oameni din zona asta de activitate și intră puțini, deja e un dezechilibru acolo. Vrem să facem o campanie mai mare decât Joblandia, o campanie despre Start Working, cam cum era pe vremuri în armata americană, un fel de Join the Army, să le spunem copiilor, să le spunem tinerilor, e foarte fain să muncești, să știi, e foarte fain să ai o carieră, dincolo de faptul că desigur vai avea niște beneficii. O să ai stabilitate, o să ai niște asigurări de sănătate, de loc de neglijat. Apropo, o să ai independență față de părinți, absolut, care este foarte importantă pentru tinerii foarte din generațiile actuale. Da, dar pentru toți tinerii din orice generație, independența a fost cea mai importantă. Da, clar, clar. Îmi amintesc că până la urmă și eu de-abia așteptam să mă mut de la mama de acasă. Deși era plăcut, aveam bibliotecă, pian, dar voiam să am locul meu, micul meu colț. Bun, deci tinerii aceștia trebuie încurajați. E bine, e ok. Iată oameni pasionați. Mi-aș dori ca mai mulți tineri să vadă oameni încântați de ceea ce fac, ca tine, Maria. Iată, mulțumesc. Tu de atâta vreme faci radio și ești un reper pentru noi. Și ai adus diminețile, idei și emoție pentru atâția oameni din toată țara. Cum ar fi ca mai mulți tineri să o vadă pe Maria la job și să spună, interesant, aș vrea să fiu Maria, aș putea să fiu Maria, nu e imposibil să fii Maria. Nu e imposibil nici să fii Cristina, nici să fii Andreea, important este exact să te pregătești pentru o carieră, să-ți alegi cariera astfel încât, știi cum e, dacă îți alegi bine drumul în viață, nu vei simți nicio zi că muncești. Absolut. O să faci tot timpul ceea ce îți place. Și ar fi bine să-ți alegi tu cariera, nu să te aleagă cariera pe tine, știi? Exact. Fiindcă atunci s-ar putea să fie ca patul lui Procust, picioarele tale să fie prea lungi sau prea scurte. Mai avem un telefon în direct, salutăm pe domnul Alexandru din București. Bun venit la serviciul de noapte, bună dimineața! Alo, să rămână! Bună dimineața! Bună dimineața! Uitați, aș avea una, două întrebări pentru invitatele noastre. Dacă mai este nevoie de cultură generală, pentru că toată mass media se vorbește doar de specializări antreprenoriat de la grădinițe și așa mai departe, iar cultura generală dispare. Și cea de-a doua întrebare? Deci odată aș mai avea un pic să discute treaba asta. Uh-huh. Dacă nu e nevoie de cultură generală, din clasa 8-a facem școli profesionale și cum au fost școlile de strungari, frezori, facem și în IT și așa mai departe. Uh-huh. Da? A doua, care ar fi limita de vârstă până când ar trebui să acumuleze un minim de cultură generală noile generații și de ce se caută mereu să se rupă legătura între generațiile tinere și familie, susținându-se că familia, părinții în special, sunt depășiți și așa mai departe. Aș face o mică paralelă, să zic, cu regnul animal. Pui de la orice specie, când se depărtează de părinți? Când se pot susține singuri? Da. Ori la oameni se schimbă complet. Mulțumim mult de tot, domnule. Da. Bine, haideți că nu... E în ordine. Mulțumim mult, domnule Alexandru, pentru intervenția dumneavoastră. Să vedem răspunsul celor două invitate. Mai este nevoie de cultură generală? Eu răspund, deși nu am fost eu întrebată, că da. E o perspectivă foarte frumoasă și foarte umanistă a domnului ascultător din București. Dânsul spunea dacă mai e nevoie de cultură generală. Da, clar. Nu vrem niște oameni în uniforme, nu vrem niște oameni care să fie ușor manipulabili,
Ne dorim oameni care să aibă o bună orientare în această lume și cultura generală asta îți dă o bună orientare. Acum, pe de altă parte, nu mai este ca în generațiile trecute, când era esențial să ții minte 10 poezii, că altfel nu existai. Sau trebuia să memorezi foarte multe date la istorie. Acum nu mai este despre memorare, este despre discernământ și despre interpretare. Andreea? Cam la fel văd și eu lucrurile ca și Cristina. Cultura generală, acum mă ancorez tot în generația noastră. Ce înțelegem noi prin cultură generală, cred că e puțin diferit față de generația actuală. Da. Cred că ei au acces la mult mai multă informație decât noi, au mult mai multe repere după care se pot ghida. Și, dar au și mai multe piste false. Și mai multe piste false, apropo de social media și informația care le parvine. Cred că e foarte important să facă alegerile corecte și să aibă discernământ în a-și exprima opinia. Și ca să mergem la cea de-a doua întrebare a ascultătorului nostru, să aibă sfătuitori buni și ne ducem acolo care ar fi limita de vârstă până la care ar trebui să acumuleze cultura generală și când ar trebui să zboare copiii de lângă părinții, era cea de-a doua întrebare și vorbea despre legătura dintre generații în interiorul unei familii. Cred că copiii din ziua de azi sunt mai independenți și zboară de lângă părinți mai devreme decât generațiile anterioare, tocmai din prisma accesului la informație. Dar și când se oprește limita la cultură, la cultura generală, eu cred că nu se oprește niciodată. Da. Vă spun sincer, în contextul actual, mai mult decât niciodată, ce numim noi în slang de HR, e agilitatea în învățare. Și cred că în vremea de azi, în vremurile de azi, cea mai importantă calitate pe care poate să o aibă cineva e să învețe continuu, să fie permanent deschis, să învețe. Da, e ca la bicicletă, ca să-și păstreze, trebuie să pedalezi, ca să-ți păstrezi relevanța, pentru că lucrurile se schimbă atât de rapid și tot ce am învățat acum câțiva ani, cred că testul ăsta pandemic e cea mai bună dovadă pentru noi. Dacă ne amintim și noi când eram elevi, ne spuneam tot timpul, vai, la un moment dat, când o să ne oprim, am săturat să învăț, gata, o să termin, o să dau bacalaureat, o să termin facultatea și gata, nu mai am nimic de învățat. Acum o să-i dezamăgim, pentru că probabil aceleași așteptări le au și copiii și tinerii din generațiile actuale. Domnule, să termin, dau bacul, iau la facultate și m-am oprit din învățat. Acum o să spulberăm un mit, pentru că ce să faci? N-ai ce să faci. Vom învăța continuu. Iar ei cu atât mai mult vor învăța continuu. Și noi învățăm continuu și ei vor trebui să învețe continuu. Vom asimula noi instrumente de lucru. Va trebui să citim în permanență despre domeniile de activitate. Va trebui să ne reorientăm, să ne reașezăm, să ne reinventăm. Să fim capabili să ne reinventăm. Și lumea noastră, scuză-mă, Cristina, nu mai este un basb clasic în care eroul trecea prin tot felul de încercări la tinerețe și apoi în sfârșit reușa și gata, se așeza și trăia fericit până la adânci bătrâneți. Acum basmul se repetă și se repetă și se repetă. Făt frumos se urcă din nou pe cal și din nou trebuie să se ducă la un război, de cele mai multe ori cu el însuși. Și din nou trebuie să iasă învingător sau măcar să învețe ceva din rănile pe care le primește. Deci nu mai avem acel model în care am trecut un hop și de acum va fi bine, stăm. Ăsta e modelul static al lumii. Am avut obstacolele, le-am trecut și apoi revenim la starea de bine. Nu mai există stare, există devenire. Iar în devenire apar mereu obstacole și partea frumoasă este că în felul ăsta te ții foarte viu. Ne uităm la generațiile noastre, inclusiv fizic, arată mai tinere, mai agile decât cele precedente, aș spune. Cum facem însă să nu obosim în această permanentă schimbare? Cum îmbrățișăm schimbarea? Asta ne învață noile generații foarte bine. Îi mă uit la copiii mei, au înțelepciune a echilibrului acestuia. Dacă eu am tendința să mai stau în weekend și să scriu, ei mă corectează. Mama, dar știi, o viață ai. Hai să mergem în pădure.
Și noi avem știrile de ora 1, hai să ne oprim puțin. Muzică, după care revenim în direct. Nu uitați, serviciul de noapte continuă după știrile orei 1. E de necrezut cât de multe lucruri s-au schimbat. Cine ar fi știut că o să-mi dai o viață peste cap? Și o să sper să fii mereu cum vrei tu, nu cum vreau eu. Să te învăț în felul meu și astăzi și mâine. Când aveam cam tot ce-mi puteam dori, tu știi ce zic, mă pierdeam în gol, că simțeam în suflet mai nimic. Dar știam că îmi lipsești dinainte să te oprești și să vii să mă trezești. Tot ce sunt împart cu tine m-ai salvat discret de mine. Chiar de pare deplasat, e adevărat. Mai lăsat să cred că te-am cucerit ca un erou, dar când te-am condus am greșit și gura de metro. Tare aș fi vrut să știu o adresă ca să-ți scriu, să te întreb de vrei să-ți fiu și astăzi și mâine. Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1. Bună seara, sunt Daniel Negu și vă prezint știrile orei. 1 milion de familii vulnerabile și-au achitat facturile la utilități în ultima lună din fonduri europene, folosind cardurile de energie, anunță Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Până acum au fost distribuite peste 2 milioane de carduri și au fost făcute plăți în valoare totală de peste 250 de milioane de lei. Conform datelor Ministerului, în București și în județele Suceava și Bacău au fost efectuate cele mai multe plăți prin card de energie. Consiliul Concurenței poate acționa conform legii atunci când constată creșteri nejustificate de prețuri într-un anumit domeniu, dar nu poate interveni atunci când este vorba de prețuri mai mici, chiar dacă în acest fel unele companii reușesc să atragă foarte mulți clienți de pe piață, a declarat ieri președintele Consiliului Bogdan Chirițoiu. El a fost audiat în Comisia Economică a Senatului pe tema situației din piața asigurărilor RCA după ce compania Euroins a intrat în insolvență. Bogdan Chirițoiu. Consiliul ce face? Menirea lui este să se asigure că prețurile nu cresc nejustificat. Fie că se înțeleg companiile între ele, fie că o companie mare își folosește forța în piață ca să crească prețurile. Asta într-adevăr am dat sancțiuni. Am dat sancțiuni acum câțiva ani către toate firmele de asigurări de RCA pentru că discutau între ele să crească prețurile. Am dat sancțiuni în decembrie chiar, anul trecut am dat 20 de milioane de euro pentru firmele de RCA, tot pentru un sistem de înțelegeri care duceau prețurile în sus. Bogdan Chirițoiu. Patronatul Industriei Asigurărilor din România și Federația Sindicatelor din Asigurări și Bănci solicită o dezbatere urgentă cu responsabilii guvernamentali și din piața asigurărilor pentru găsirea de soluții în privința asigurărilor RCA. Cele două organizații își exprimă îngrijorarea privind posibilele consecințe economice ale plafonării tarifelor în domeniul asigurărilor auto-obligatorii. Negocierile dintre sindicatele germane și coaliția la guvernare s-au întrerupt și vor continua astăzi, deoarece ieri reprezentanții executivului au mers la Rotterdam pentru o întâlnire de lucru cu omologii olandezi, transmite Reuters. Cea mai mare parte a rețelei de transporturi din Germania a fost blocată ieri de o grevă de o zi, organizată de două dintre marile sindicate care solicită creșteri salariale de peste 10,5%, dar nu mai puțin de 500 de euro, pentru a-i ajuta pe angajați să facă față inflației, în timp ce angajatorii oferă numai 5%.
Greva cuprinde aproape toate aeroporturile germane, dar și căile navigabile, porturile și compania de autostrăzi, afectând milioane de navetiști și călători, precum și o mare parte din sectorul transporturilor de mărfuri, ne-a informat corespondentul nostru Vlad Drăghicescu. Și datele meteo, în această noapte cerul va avea noroi și vor fi ploi în est și sud-vest și precipitații mixte în nord și centru. La munte vor predomina ninsorile. Temperaturile minime se vor situa între minus 2 și plus 7 grade. Spre sfârșitul intervalului se va produce brumă pe arii restrânse în regiunile intracarpatice. Acum în București se înregistrează 9 grade. Sport acum cu Alex Sențu. Bun găsit! În preliminariile pentru campionatul european de fotbal din 2024, România va juca astăzi pe Arena Națională cu Belarus de la ora 21:45 de minute, în transmisiune integrală la postul nostru de radio. Îl ascultăm pe selecționerul Eduard Iordănescu. Provocarea cea mai mare pentru noi este ca să recuperăm din punct de vedere fizic jucătorii. Mental sunt destul de bine pentru că venim după victorie și sunt pozitiv. În ceea ce privește adversarul direct, vă pot spune doar un singur lucru. 5 jucători de bază nu au jucat. 3 n-au intrat deloc, 2 au intrat pe parcurs. E de gândit de ce a ales Belarus această strategie. Poate a considerat că sunt șanse oricum minime cu Elveția, poate sunt încrezători că pot produce un rezultat mai bun la București. E o echipă diferită comparativ cu Andorra. E o echipă cu calitate tehnică superioară, o echipă mai robustă, mai masivă, mai pozitivă decât Andorra în joc. Tot astăzi, Elveția, Israel și Kosovo, Andorra. Clasament, Elveția și România au 3 puncte, Kosovo și Israel câte un punct, Andorra și Belarus 0. La turneul final din Germania se vor califica primele două clasate. Știrile orei 1 se încheie aici. La Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte, realizată de Maria Țoghin. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghin. Am revenit în direct la Radio România Actualități. Continuăm dialogul cu scriitoarea Cristina Andone și Andreea Voinea, cofondator Joblandia, președinta HR Club. 021-312-1054 sau 021-312-3644 sunt numerele de telefon la care încă ne puteți suna pentru a adresa întrebări invitatelor ediției. De asemenea, ne puteți trimite mesaje scrise pe pagina de Facebook România Actualități, unde transmitem live video. Ne-au transmis mesaje și Mihai Sorin Sandoiu, pe care îl salutăm. Toate bune, doamnelor invitate în studio, poate că ar fi bine să coborâm căutarea și pregătirea tinerilor undeva în gimnaziu, la clasele a 7-a, 8-a. Tinerii sunt adevărați bureți de absorpție a cunoașterii, viitorii vectori ai științei. Prin ei vom fi mereu pionierii umanității. Felicitări și succes! Mulțumim! Ce frumos mesaj! Nică Paul Sergiu, de asemenea, ne scrie: vă propuneți un echilibru între școlile profesionale de meserii și cealaltă ramură de antreprenoriat. Există șansa, la un moment dat, ca și acum, să avem mai mulți patroni decât muncitori. Credeți că zona Moldovei merită o atenție sporită, mai ales prin prisma slabei dezvoltări? Ne propunem să atingem, bineînțeles, copiii vulnerabili, așa cum am spus mai devreme. Referitor la antreprenoriat, cred că era primul mesaj. Unul din miturile pe care le vedem la tânăra generație, toată lumea vrea să fie antreprenor. Da. E unul din miturile pe care vrem să-l adresăm prin Joblandia. Cu siguranță avem nevoie și de antreprenori în România, dar credem că o experiență într-o companie îți aduce oportunitate de învățare mai mare. Înainte de te apuca de antreprenoriat, învățăm foarte mult și de la alții. Sunt curioasă, ai avut vreodată intenția aceasta de a intra în antreprenoriat? Eu sunt deja, deci. Tu ești deja Cristina acolo. Este în antreprenoriat. Dar am început în companie. Până acum nu. M-a dus viața în lumea corporatistă, ca să fiu sinceră, și încă mă simt confortabil. Deci din poziția de angajat, în care a crescut în companii până a ajuns într-o poziție de management, de top. Da, nu exclud. Nu exclud la un moment dat să trec spre antreprenoriat. Și cred că generațiile astea, cum spunea și Cristina mai devreme, sunt mai fluide.
Da. Lucrurile astea sunt în simbioză. Mm-hmm. Vedem, spre exemplu, un trend acum pe care noi, oamenii de HR, îl numim uberizarea forței de muncă. Nu știu dacă ați auzit de conceptul ăsta. Muncă. Deci, foarte interesant. Foarte interesant. Tinerele, apropo de flexibilitate, pentru că flexibilitatea este una din valorile pe care îi pun foarte mare accent, din toate punctele de vedere, apropo de viață personală, viață profesională, flexibilitate în modul cum lucrează, munca pe proiecte. Deci e uberizarea forței de muncă. Cumpără experiențe, spuneam mai devreme, pun foarte mare accent pe calitatea experiențelor pe care le au și își aleg proiectele pe care vor să lucreze. Și nu vor neapărat să aibă nevoia de stabilitate, pe care pentru generația noastră era foarte importantă, e mai puțin pregnantă la generația tânără. Pentru ei e mai importantă experiența și dinamica schimbării. Da. Și lucrează 6 luni pe un anumit proiect, după care își iau o pauză sau lucrează la 2-3 proiecte în paralel, mm-hmm. pentru că așa simt că se simt mai împliniți și simt că au o curbă de învățare mare. Foarte interesant, generațiile tinere pun foarte mare accent pe zona asta de învățare. Mm-hmm. Vreau să fac proiectul ăsta pentru că o să fiu expus la, nu știu, zona de tehnologie, da. Sau învăț niște abilități noi. Sunt lucruri foarte importante pentru tânăra generație. Ei le știu, și le cer. Da. Mm-hmm. Și se joacă cu aceste forme de angajare, dar nu în angajare în modul în care îl înțelegem noi, clasic. Da? Munca pe un proiect astăzi sunt angajat, da. Mâine sunt antreprenor, poi mâine sunt freelancer, deci sunt lucruri foarte, foarte fluide. Sunt curioasă pentru că niciodată nu am apucat să discut cu Cristina acest aspect. Cum este această trecere de la statutul de angajat într-o companie, într-o multinațională, către antreprenoriat, deși domeniul a rămas oarecum același? N-ai schimbat fundamental domeniul de activitate, tot în zona creativă. Comunicare, da. Da. Am plecat din publicitate, într-adevăr, dintr-o poziție de top managerială, dintr-o agenție foarte importantă. Era cea mai mare, de fapt, pe vremea aceea, la nivel de bugete, da, și de cifră de afaceri. Trecerea la antreprenoriat a fost peste noapte. Pur și simplu mi-am spus, știi ce? Eu vreau să fiu pe cont propriu și eu vreau să fiu stăpânul meu. Da. Și am simțit nevoia să mă arunc. Știi cum se aruncă unii cu bungee jumping? Nu mi-era foarte limpede ce se va întâmpla, dar îmi doream foarte tare să construiesc în ritmul meu. O vreme, cei din agenție nu m-au lăsat să plec, au spus că, bine, va fi o tranziție, de asemenea, te rog, mai rămâi ca resursă externă, dar ajută-ne pe strategie, pe zona asta de pitch-uri, mai ales, îmi plăcea mult adrenalina prezentărilor, dar asta a fost un intermezzo. Apoi pur și simplu m-am dus în ocean și mi-a plăcut foarte mult. Cât ne blochează teama de a începe ceva nou? Frica? Cred că destul de mult în creativitate, în orice caz, teama este un inhibitor. De aceea, se spune că scriitorii se stimulează cumva să depășească aceste temeri. În fine. Băutură, țigări, alte tipuri de experiențe. De experiențe, da. Eu n-am simțit nevoia nici ca scriitor, nici ca antreprenor să-mi iau stimulente din altă zonă pentru a-mi îmblânzi teama. Mie mi se pare că dacă nu mă tem de ceva, înseamnă că acel ceva e plat. Și în cărți, de altfel, spun că la capătul unui drum simplu se află o platitudine. La capătul unui drum greu se află o minune. În cărți caut întotdeauna drumul greu. În antreprenoriat mi-am dorit drumul greu. Și n-am fost dezamăgită. Au fost oameni extraordinari pe care i-am întâlnit. Iată, Andreea lângă mine, lucrând de atâta vreme împreună și suntem deja, nu știu dacă suflete pereche, dar pe aproape. Adică e o simbioză între,
între noi foarte, foarte suntem mare. Complementare, suntem complementare, da. Suntem în simbioză. Uh-huh. Teama ne ridică, ne ridică multe frâne. Mai avem telefoane de la ascultători, vor intra imediat în direct. Mai avem și un mesaj pe Facebook, Florin Gavriluț, felicitări pentru emisiune și felicitări pentru acest proiect. Sper că părinții vor înțelege și vor aprecia oportunitatea pe care copiii lor o au acum, dacă ar fi fost și cu 6-7 ani în urmă. Dar ce facem cu cei care au terminat liceul, au terminat și o facultate și tot nu știu care le este drumul? Mergem tot în zona aceea de 20 și ceva la sută dintre tineri care nu sunt vizibili, care nu se regăsesc pe piața muncii. Deși poate că au terminat o facultate sau poate că au început-o și n-au mai terminat-o. Aceea, bine, acum cred că noi nu putem să rezolvăm toate problemele țării în același timp. Felia de responsabilitate, să spunem, în educație pe care ne-am asumat-o a fost aceasta și este aceasta. Tinerii liceeni de clasele 11-12, pe de altă parte studenții, pentru că în vară noi vrem să continuăm, avem un proiect experiența Joblandia în care ne dorim experiență de data asta practică în companii și mentorat, deci e un proiect care devine, care este și el în flux. Da, îmi dau seama că există dezorientare și printre tinerii care au 25, 26, 27 de ani. Sfatul meu către părinții acelor tineri ar fi să-i lase din brațe. Și asta o spun ca mamă, pe vremuri mamă cloșcă, în care și-a ținut copiii foarte aproape. Dar la un moment dat trebuie să-i lăsăm pe copiii noștri și să eșueze parțial, nu complet. Să nu le îndulcim atât de mult drumul. Trebuie să-i lăsăm și să le fie greu. În felul acesta își vor dezvolta mușchiul creșterii și mușchiul evoluției și mușchiul ambiției despre care vorbeam un pic mai înainte. Zâmbeam când ai pomenit mamă cloșcă, pentru că am avut invitată în emisiune o psihologă care ne spunea că din momentul adolescenței părintele trebuie să învețe să nu mai fie părinte cloșcă și să devine părinte port. Și n-am înțeles ce înseamnă te aștept, părinte sunt port. Acolo pentru te aștept, tine sunt când acolo ai pentru tine. Tu ești nava care capătă experiență. Du-te, zboară, încearcă. Da. Eu sunt aici, oricând poți veni, poți să-mi cer sfaturi și te absolut susțin. Și dacă e furtună, sunt far, sunt pe mal, te aștept. Dar nu vin după tine. Portul nu se aruncă în valuri ca să salveze o corabie. Și nici nu fac în locul tău ceea ce trebuie să faci. Nu, niciodată, fiindcă altfel îi mutilăm pe copiii noștri din prea multă dragoste. Din București ne sună domnul Vali. Bună dimineața, bun venit la serviciul de noapte. Bună dimineața, mulțumesc mult pentru amabilitatea de a mă primi în cadrul dumneavoastră. Aveam o mică observație, dacă se poate. Vă rog. S-a vorbit mai devreme de romanul Ion și psihotrop și am fost chiar curios să caut pe internet ca un insomniac. Așa, și m-am uitat, sincer să fiu, s-ar putea să fiu de modă mai veche, dar nu am fost foarte încântat uneori. Chiar versurile alunecă într-o zonă puțin obscenă. Cred că nu, din punctul meu de vedere, nu ar fi un model pentru tânăra generație. Repet, poate sunt eu de modă veche, dar... Psihotrop, să știți că folosește simțul umorului și mai e ceva, el e, dacă vreți, aruncă niște teasere. Desigur că niciun ritm de hip-hop nu va putea substitui vreodată citirea romanului Ion, dar tocmai despre asta e vorba. Psihotrop încearcă să îi stimuleze pe tineri, să le atâțe curiozitatea pentru a deschide o carte de 200-300 de pagini. Și cât despre obscen, nu știu ce să spun, în literatură n-aș vrea să judec lucrurile acestea. Sunt niște pagini din Răscoala, chiar și din Ion. Chiar și din Ion. Nu știu cum să le judecăm. Da. Ne întoarcem, fără perdea. Da, ne întoarcem la
la Jovlandia și sunt curioasă dacă aveți feedback de la elevi, de la profesori și de la companii deja, având în vedere că există o perioadă în care s-a derulat deja acest program pilot. Acum începem. Acum începem. Sunt deci înscrierile în momentul de înscriere. Am început, am lansat pe 13 martie și suntem în perioada de înscriere în platformă și de matching. Deci încă nu sunt vizitele concrete și încă nu aveți un feedback vor fi concret. Și abia aștept să povestim. Avem 30 de licee deja care sunt interesate. Da. Și mult mai multe și companii. Mult mai multe companii. Este, este extraordinar și deja am vorbit despre modul în care vedeți dezvoltat acest proiect, cel puțin în perioada imediat următoare. Se pot înscrie în platforma Joblandia și companii de dimensiuni mai mici, pentru că mă gândesc că în orașe mai mici există și afaceri mai mici, afaceri locale. Așa cum am spus mai devreme, anul acesta, dacă sunt membrii ai comunității noastre cu care suntem în contact, deci se pot înscrie indiferent de mărimea companiei. Și de la anul am vrea să avem cât mai multe companii la nivel național, inclusiv membre sau nemembre. Inclusiv din zona agriculturii? Absolut. Din zona agriculturii, sectorul agri crește foarte mult. Și în momentul ăsta e la fel de interesant ca sectorul de tech, dacă vreți. Acum, pentru că am vorbit în prima oră despre beneficiile pe care le au adolescenții participând la astfel de programe, cum vedeți voi beneficiile pe care le au companiile care participă la acest program și de ce ar trebui să fie interesate să se alăture acestui proiect, să fie parte din această construcție Joblandia? Mie mi se pare că o companie are acces la viitor. E un fel de shopping de eșantioane de viitor în momentul în care îți deschizi porțile către tineri. Pe de altă parte, dacă nu te deschizi către tineri, vei fi irelevant. Și Andreea poate să spună lucrurile mai nuanțat decât mine, dar eu așa văd două direcții atât de limpezi în zona asta. Cred că foarte multe companii, indiferent de mărime în perioada asta, se confruntă cu o problemă de forță de muncă. Ce observăm în în zona tinerilor în ultimii ani este că inflow-ul de tineri e din ce în ce mai mic, care se reflectă în statisticile pe care vi le-am menționat mai devreme. Ca atare, ca să putem să avem impact, trebuie să începem de undeva și să schimbăm cum arată viitorul forței de muncă în România. Să construim viitorul trebuie să începem azi, aș spune. Da, absolut. E foarte important. Absolut. Iar o companie, până la urmă, poate să-și testeze inclusiv produse. Să vadă, e un produs relevant pentru tineri? Atmosfera din compania mea este una în care tinerii se regăsesc, că poate noi avem impresia că dacă, nu știu, pictăm niște floricele sau niște fluturași pe pereți sau aducem niște culori mai puternice, gata, e un mediu tineresc. S-ar putea să fim surprinși, s-ar putea să ne întrebe tinerii, dar vopseaua pe care ați folosit-o este eco? Este în regulă cu mediul sau nu? Voi ce politică aveți? Văd că aerul condiționat funcționează cam la cote maxime. V-ați gândit la protecția naturii? Deci s-ar putea să aibă aceste blind spots, aceste unghiuri moarte pe care tinerii să le acopere într-un mod foarte interesant. Se pare că, de fapt, companiile vor avea un mare beneficiu. Dacă, țin minte că vorbeam noi despre asta, Andreea, dacă nu vor căuta beneficiul imediat. Dacă vor spune câți tineri se vor angaja în compania mea după Joblandia, asta este o întrebare fundamental greșită. Asta e un proiect de voluntariat. Tu dai ceva către comunitate fără să aștepți un return upon investment mâine sau poimine sau, de fapt, niciodată. Este o investiție în comunitate. Noi nu știm unde se vor angaja cei tineri. Și o investiție în viitor. Da. Și dă o perspectivă, apropo de angajator, că acum spunând tu legat de relevanță, din perspectiva ta ca angajator, ce ofer eu?
ce numim noi value proposition, deci care este valoarea pe care o aduc pe colegilor mei, angajaților mei, e relevant pentru generațiile care vin? Ca să îți relevanța. Ce ofer eu consumatorilor mei, produsele mele, răspund tinerei generații? E o posibilitate, e o modalitate foarte bună de a testa. Este o oglindă în care te privești. Absolut. Și ce fac eu pentru comunitatea mea? Lucrurile astea legate de tot ce înseamnă ESG, care sunt subiecte care ne preocupă pe toți. Nevoia asta de bigger meaning pe care o are generația, de care vorbeam, generația tânără, de care vorbeam mai devreme. Sunt lucruri relevante, ceea ce fac eu ca și companie. Modul cum acționez vis-a-vis de comunitate. Face o diferență pentru acești tineri care vin să mă viziteze. Toate lucrurile astea sunt oportunități foarte mari pentru companii de a testa propria viziune și propria strategie. Dincolo de... și nu ne dorim. Deci, Cristina, tu ai punctat foarte bine și noi am discutat de curând lucrul acesta. Nu este, deci nu este un proiect... te implici în Joblandia, ei atâția tineri la tine și o să angajezi atâția din ei. Că nu este. În special săptămâna altfel. Uh-huh. Experiența Joblandia, acolo vorbim de experiență practică și obiectivul în sine este pregătirea pentru pasul următor, care este un viitor job. Dar atunci discutăm despre studenți și este vorba de altă categorie de exact. De dar săptămâna altfel este despre, despre explorare. Și despre orientare în carieră. Și despre orientare despre în carieră. Descoperire. Da. Raportul Indexul Locurilor de Muncă 2022, realizat de cea mai mare platformă de anunțuri generaliste din țară, prezintă principalele concluzii privind evoluția salariului minim în contextul actual al inflației în creștere, precum și a pieței locurilor de muncă din România. Datele arată o creștere a salariului minim, care a fost majorat în 2022 de la 2550 la 3000 de lei brut, majorare de care au beneficiat peste 2,1 milioane de salariați, potrivit datelor publicate de Ministerul Muncii. Conform datelor Eurostat, anul trecut România s-a clasat pe locul 4 în topul statelor din Uniunea Europeană cu cele mai mici salarii minime, după Bulgaria, Letonia și Ungaria. Chiar și o creștere constantă a salariului minim din ultimii ani, acesta rămâne de 3 ori mai mic în comparație cu salariul minim din țări precum Germania, Franța și Olanda. Andreea, cum putem rezolva această problemă a diferenței mari dintre salariul minim din România și cel din alte state europene? Pentru că și de asta depinde să păstrăm viitorul aici în țară, să nu plece, desigur pleacă la studii în străinătate, dar să se mai și întoarcă sau să nu plece definitiv chiar înainte de a termina o facultate. E o întrebare foarte grea. De ora 1 noapte, așa. Da. 1:25, da. Cum putem rezolva problema salariilor minime mici? Mi-e greu să răspund din sectorul din care venim noi, ca să fiu sinceră, că noi suntem oarecum într-un alt... avem foarte multă forță de muncă calificată, marea majoritate cu studii superioare. Cum putem să rezolvăm? Oricum, nu cred că o singură persoană poate rezolva. Nu, mă gândeam ce soluții, ce soluții vede ca specialist de resurse umane în această chestiune. Pentru că nu se poate rezolva peste noapte, dar... Creșterea productivității muncii ar fi una. Da. Și ce vedem noi, nu vreau să limitez la perspectiva sectorului bancar, e zona asta de nevoia de dezvoltare de competențe mai complexe. Deci, prin impactul tehnologiei, și cred eu că toate industriile tradiționale, nu numai banking-ul, se confruntă cu asta, joburile, inclusiv în joburi de volum, cum le numim noi, joburile mai simple, ușor sunt automatizate, sunt preluate de roboți, de digitalizare, ai menționat și tu mai devreme, și crește importanța joburilor cu valoare adăugată mai mare. Deci, apropo de ce spuneam mai devreme legat de relevanță, oamenii trebuie să fie permanent deschiși să se dezvolte, să capete competențe noi.
va crește productivitatea și vor crește și salariile. Deci întotdeauna în corelație cu productivitatea. Mai avem un telefon în direct? Noi mai avem întrebări pregătite? Sincer, sau eu mai am... da, cred că productivitatea e un reper. Forța de muncă în România, costul forței de muncă în România, nu știu să vă dau statistici legate de salariu minim ca atare, dar a crescut față de Uniunea Europeană într-un mod accelerat. Pentru că eram și pentru foarte, eram da, foarte jos. Deci punctul de plecare a fost foarte jos. Da. Dar s-au făcut niște progrese în ultimii ani, pe care nu putem să le ignorăm. Rămâne însă un gap mare față de țările dezvoltate din Uniunea Europeană. Octavia Blăjean ne sună tocmai din Câmpia Turzii. Spunem bună dimineața, bun venit la serviciul de noapte. Bună dimineața, bine v-am găsit. Vreau să ating un alt subiect delicat și din păcate este foarte dureros. Considerați vis-a-vis de invitatele dumneavoastră și chiar și doamna Maria, dacă puteți să-mi răspundeți. Considerați că la 18 ani acești tineri sunt destul de maturi, responsabili și știți la ce mă refer? Aici la noi este o concurență la 18 ani, cadou cheia de la mașină. Teribilismul ăsta duce la moarte sigură. Statisticile, din păcate, destul de tragice. Eu, cel puțin, după părerea mea, un carnet de conducere l-aș da peste 20 de ani. Din păcate, e un subiect foarte tragic. Vă mulțumesc mult, doamna Blăjean, pentru... Doamne ajută, și vă mulțumesc mult pentru întrebarea dumneavoastră. Vă promit că vom face o emisiune pe acest subiect, pentru că este o temă pe care o am de ceva vreme, dar probabil că este important să revenim asupra însă. Sunt curioasă să văd răspunsul celor două invitate, după care o să vă spun și eu părerea mea. Acest rit să dai cheia la 18 ani, da. Nu știu ce să spun, ține foarte mult de educație până la urmă, de educația de acasă. Dacă îi crești pe copii cu o mentalitate aceasta a hiperabundenței, s-ar putea să se întoarcă precum un bumerang împotriva ta. Acum, nu aș generaliza, repet, nu știu, când mă duc cu fiul meu în magazin, Sasha, de exemplu, știe prețurile la apă mineral și îmi spune, mamă, uite... magazinul acesta, apa este cu 50 de bani mai scumpă decât celălalt. Poate ar trebui să mergem, să traversăm strada. Deci nu cred că toți tinerii sunt neapărat nesăbuiți cu finanțele lor. Da, există aceste cazuri, au existat întotdeauna, nu știu, și acum 200 de ani erau tinerii bonjuriști, răsfățați, nu primeau cheile de la automobil, ci de la primeau căruța cu armăsari pur sânge, numai puțin periculos, atenție, să răsturnau cu rădvanele în miezul nopții și erau foarte multe accidente în zona asta. Mie mi se strânge inima ca mamă, fiul meu o să fac 18 ani în curând, nu am de gând să... Bine, nici n-aș avea, dar nici n-aș avea de gând să-i dau o mașină la vârsta aceasta. Mi se pare că el, în particular, ar fi destul de crud. Dar nu-mi dau seama alți copii. Poate că alți copii sunt maturi la 18 ani. Fata mea, de exemplu, mi se pare mult mai așezată și mult mai matură. Aș avea încredere să urc într-o mașină cu ea. Deci, să nu generalizăm și să nu avem impresia că generația asta este una pierdută. Nu. Și la pași 8 se întâmplă la fel. Andreea? Cam la fel văd și eu lucrurile, ca și Cristina. Și tu ai băiat? Nu cred, da, și eu am băiat. Nu cred că e neapărat o chestiune de 18 ani. Este e o chestiune și nu pot să generalizez. Nu e aplicabilă pentru toți copiii. E funcție și cât este de responsabil, e funcție și de influența mediului. Că există o anumită presiune și de nevoi, pentru că nu ar trebui accesul la o mașină, n-ar trebui să fie o chestiune de modă, ci o chestiune de nevoie, de necesitate. Dacă ai cu adevărat nevoie. Sau nu. Mm-hmm. Eu ce găsesc lucru? Apropo de, că tot am vorbit de generația tânără și de copii, simțul ăsta de posesiune
e mai puțin pregnant la generația tânără. Da, foarte bună observație. Este despre a avea ceva cu care să te deplasezi, dar nu trebuie să fie o mașină. Foarte mulți merg cu trotinete, merg cu bicicletele electrice. Poate nu 18 ani, dar vorbesc de tineri, spre exemplu, care vin la noi în internship-uri, în primul job. Nu mai au această nevoie de posesiune pe care, revin la comentariul meu de mai devreme, cu experiențele. Da. Cumpără mai puțin proprietăți. Cumpără mai puțin proprietăți. Simțul posesiunii e mai puțin dezvoltat decât ce era la generația, nu vorbesc de generația noastră, generația de acum 10 ani. Da. De și asta fiindcă ei apreciază mobilitatea. Vor mobilitatea să fie și flexibilitatea. Și ți-e greu cu bagaje grele după tine. Trebuie să călătorești ușor. Travel light. Da. Și noi acum ne oprim puțin pentru că muzica este și ușoară, după care revenim în direct, discuții grele aici la Serviciul de Noapte. Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Maria Țoghină. Potrivit ca doar
Am revenit în direct la Radio România Actualități. Continuăm să discutăm despre Joblandia, un proiect interesat pus la cale de două fete, de Cristina Andone și Andreea Voinea. Am discutat un pic despre forța de muncă. Sunt curioasă, ce soluții pot aplica în România companiile care se confruntă deja cu un deficit de forță de muncă? Cum se rezolvă această problemă, Andreea? Să creeze un mediu de lucru, că vorbeam mai devreme de experiențe interesante. Uh-huh. Să creeze o experiență pentru colegi memorabilă. Că vorbim de Joblandia, de săptămâna altfel, dar da. Și pentru colegii cu experiență. Corect. Din organizație. Ar putea să fie o Joblandia non-stop, da, nu? Da, o Joblandia non-stop, cam așa, uh-huh. Da. Experiența angajatului în companie, a colegilor în companie, e esențială. Pentru angajator. Bineînțeles, dacă nevoile de bază, da, pe piramida nevoilor lui Maslow, sigur, sunt satisfăcute bine, adică să n-ai niște probleme severe pe tot ce înseamnă salarii, pe beneficii, mm-hmm, dar partea de mediu de lucru, oportunități de învățare, că am vorbit cât de important este să-ți păstrezi relevanța. Devine angajatorul mai generos cu angajații mult, în momentul mult de față? Eu zic că lucrurile s-au schimbat enorm în ultimii 3 ani și companiile au învățat foarte mult din perioada asta pandemică, mm-hmm, și post-pandemică. Apropo de cât de importantă este grija față de oameni și care este return on investment, da, în momentul în care arăți această grijă față de oameni pentru a-i ține în organizație. Și eu am văzut asta în companii, mult mai multă empatie, mult mai multă căldură. Zona de well-being a căpătat, da, valențe noi în contextul ăsta. Acum 3 ani. Nu numai pentru... Nu discuta nimeni despre asta înainte de pandemie. Discuta, dar de o manieră, generațiile tinere clar sunt mai preocupate. Vorbeam mai devreme, da, clar vedem, da, mult mai devreme preocuparea vis-a-vis de sănătate, de starea lor de spirit, decât la generațiile... mai adulte, la generația noastră, dar, da, cred eu că importanța a ceea ce numim well-being a crescut foarte mult în contextul pandemic și raportul ăsta între viață personală și viață profesională. Cred că mulți dintre noi ne-am rescris prioritățile după pandemie și am văzut că se poate și altfel. Și surpriza pozitivă a fost că rezultatele au fost pe măsură. În momentul în care oferi oamenilor această flexibilitate, le arăți că îți pasă, rezultatele sunt mai bune. Absolut. Și productivitatea engagement crește, da, și engagementul a crescut spectaculos. Da. În cazul apropo vostru, de flexibilitatea programului, uh-huh, munca hibridă, munca la distanță, dar foarte multe lucruri vis-a-vis de grijă, deci ce facem pentru colegii noștri și nu cred că facem doar noi în organizația noastră, văd un trend general, da, în piață. Da? Toate lucrurile astea au primit un vot de mare încredere din partea oamenilor care au avut productivitate mai mare și rezultate mai bune. Deci se rescriu foarte multe programe vis-a-vis de relația dintre angajat și angajator în perioada asta. Uh-huh. Într-un sens bun. Ne întoarcem imediat și la angajat, nu doar la angajator. Până atunci mai avem un telefon în direct. Din Mizil ne-a sunat domnul Victor Gașpar. Bun venit la serviciul de noapte. Bună dimineața! Salut, măile, doamna realizatoare Maria Țoghină, cadru didactic pensionar. Ce să vă spun, a lucrat 44 de ani în învățământ, cunosc multe probleme, de câțiva ani pensionar. Ce trebuie să facem? Trebuie să facem în așa fel să formăm, dumneavoastră sunteți formatori și dumneavoastră ca realizatoare și doamnele invitate noastre, dumneavoastră le felicit în primul rând că sunt și mămici de adolescenți, deci dânsele sunt și psiholog și pedagog. După aceea, da, într-adevăr, de la început, de la liceu, trebuie să ne străduim să formăm, să orientăm tânăra generație către facultăți, către școli poziționale, încât atunci când vor deveni maturi să fie niște cetățeni onești, rezultate bune la locul de muncă. În Mizil există 3 grădinițe, 3 școli generale și 2 licee. Liceul Teoretic Grigore Tocinescu
are și clase, câte două clase paralele, de la clasa pregătitoare la clasa 8-a, iar la liceu câte patru clase, real și uman. Iar liceul tehnologic are și liceu și învățământ dual și școli profesionale. E foarte bine organizată treaba. 70% dintre absolvenții liceului teoretic iau bacalaureatul din prima din iunie, din primul de examen, iar dintre aceștia peste 50% sunt viitori studenți ai universităților. Învățământ superior Ploiești, București, Pitești, Brașov, Târgoviște. Sunt foarte mulți oameni care au ajuns. A fost și inspector general Ministerul Învățământului din Mizil, profesor de istorie, și mulți studenți și mulți care pleacă, ajung la și la facultăți în străinătate, în Anglia, în Țara Galilor, în Germania, în Franța și așa mai departe. Deci se muncește într-adevăr și tare didactice. În majoritate, doamne profesoare, învățătoare și educatoare, muncesc foarte mult și rezultatele se văd. Sunt destul de bune și trebuie să ne gândim că pe viitor vor apare și meserii care la ora actuală nu sunt cunoscute, nu s-au inventat încă. Mulțumim mult de tot, domnule profesor, vă mulțumim pentru intervenția noastră. Chiar era una din întrebările pe care vreau să le adresez celor două invitate. Ce joburi dispar în următorii ani și care sunt profesiile viitorului? Cum vedeți? În domeniul sistemului bancar lucrurile s-au schimbat radical în ultimii 10 ani. Chiar spuneam că s-a trecut printr-un proces așa de restructurare a forței de muncă, de reducere, fiind vizibile rezultatele implementării proceselor de digitalizare, de banking online. În banking vreți să vă spun ce joburi dispar sau în general? Și în general și în banking. Dispar joburile mai simple care pot fi înlocuite de digitalizare sau de automatizare. Acum, ca să vorbim concret, de exemplu, bankingului. Ce facem noi în banca în care lucrez? Mutăm toată zona asta de operațiuni, deci daily banking, ce numim daily banking, zona de tranzacționare, către soluțiile digitale, astfel încât colegii care stau în fața clienților să aibă mai mult timp pentru discuții de calitate cu clienții, să le înțeleagă mai bine nevoile și să vină cu soluții customizate către ei. La început a existat o anumită reticență, dar în momentul în care au înțeles că, de fapt, tehnologia, digitalizarea, pentru că nu am redus joburi cu toată digitalizarea prin care am trecut, am investit foarte mult să ne dezvoltăm oamenii. În momentul în care colegii au înțeles că, de fapt, tehnologia e acolo să le facă viața mai ușoară, astfel încât să nu mai aibă cozi la ghișee, și timpul ăla pe care îl petrec cu clienții să fie un timp de calitate, să aibă o discuție bună și să le poată oferi consultanță clienților, i-am abordat foarte ușor în călătoria asta. Partea de dezvoltare de noi competențe. Și lucrul ăsta se întâmplă nu numai în rețeaua de unități, se întâmplă și în operațiuni și se întâmplă, cred eu, că în toate industriile tradiționale care trec printr-un efort de digitalizare. Și perioada asta de pandemie a accelerat foarte, foarte mult acest proces de digitalizare. Da, de mutare de business din zona tradițională în digital. Adică de la magazine și vedem, da, dacă mergem la mall, vedem ce se întâmplă, dar sunt din ce în ce mai puține produse pentru că toți am învățat în pandemie să cumpărăm online. Da? Toate industriile tradiționale mută business în zona asta. Partea de învățare, cred eu că vorbim de banking, că vorbim de toate industriile care trec prin acest proces și cred că nu e o chestiune de dacă, cred că e o chestiune de când, ca să fiu mai precisă. E foarte important să înțelegem că trebuie să ne dezvoltăm competențe noi. Da? În orice job am fi, pentru a rămâne relevanți, nu numai în joburile astea simple, și noi în joburile noastre întrebam care sunt joburile viitorului. E un răspuns foarte greu.
de dat, nu știm în câțiva ani care vor fi joburile viitorului. Acum vorbim de joburile de IT, foarte hot, da? Developeri, full stack engineers, sunt tot felul de profesii de care generația noastră nici n-am auzit. În câțiva ani nu o să mai fie asta de modă, o să fie altele. Competențele soft sunt foarte importante și, ce spuneam mai devreme, dorința noastră de a ne reinventa și de a învăța permanent. Cred că asta am putea să dăm ca mesaj tinerelor generații. Pe de altă parte, și noi, la rândul nostru, dacă ne amintim, când le spuneam părinților noștri ce facem, s-ar putea să... Adică, cu siguranță, ei erau mai degrabă bulversați. Dacă nu le răspundeam, sunt medic, sunt jurist, sunt profesor. Dacă le spuneam, nu știu, sunt art director sau sunt copywriter și designer de strategii digitale, erau poftim. Te întrebau, adică nu vrei și tu să ai o meserie? Da. Ce fel de meserie e asta? Mie îmi place foarte mult întrebarea asta despre viitor și despre ce va rămâne cu noi și ce nu. Văd o amenințare inclusiv în zona creativă a inteligenței artificiale. Vorbim acum foarte, foarte mult despre cum poate o să dispară chiar scriitorii, poate o să dispară ilustratorii, pentru că, de ce nu, dai o căutare pe internet, rogi un roboțel și îți pune aleator niște cuvinte care s-ar putea chiar să sune bine între ele, să pară că, da, sunt o poezie, de ce nu? Și în domeniul radioului există riscuri, deja există o companie care a dezvoltat un radio bazându-se pe inteligența artificială. Ok, dar ce va rămâne cu siguranță este zona de originalitate. Un robot nu o să poată decât să recombine, să reîncălzească niște lucruri care există deja. Dar să creeze de la zero, să disrupă, mai puțin. N-o să putem să avem un Picasso 2, dar nu o să putem avea niciodată originalul, nu o să avem niciodată un alt geniu în inteligența artificială. Pe de altă parte, mi se pare interesante aceste joburi care nouă ni se par acum cumva derizorii, adică zona asta de touch uman. Știți că există jobul de îmbrățișătoare în Japonia. Da. Plătești pe cineva care să te țină un pic în brațe, să pară că se bucură când te vede. Nu doar se bucură, nu știu, nu se luminează doar ușa frigiderului când o deschizi, se mai luminează și o față umană când te vede. Sincer, asta pe mine mă sperie puțin, pentru că dacă avem nevoie să plătim pe cineva ca să ne dea o puțină căldură, asta mă duce cu gândul către o distopie. Dar, o alienare. O alienare foarte mare, da. Sper să nu ajungem niște alți roboței, pentru că în fața unor roboți vom pierde cursa. Dacă vrem să fim roboți, dacă vrem să fim oameni, câștigăm. Câștigăm fără să alergăm mult prea mult. Pentru că ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem cam 7 minute de emisiune. Okay. N-aș vrea să închidem fără a discuta un pic despre un proiect care mie mi este foarte drag. Este proiectul tău, proiectul Nesupusele. Ce s-a mai întâmplat, ce se mai întâmplă acolo? Suntem mai multe scriitoare în proiectul acesta, suntem în grupul de bază. A fost pandemia și pandemia ne-a pus o oarecare frână. Am mers în continuare în sate destul de mult, am vorbit cu copii, cu fetițe mai ales, am vrut să le vedem visurile. Multe în continuare vor să fie polițist, asta mi s-a părut interesant. Și nu neapărat din perspectiva de siguranță sau de vreau să am uniformă, vreau să am mâncare asigurată, ci din perspectiva de echitate, vreau să fac dreptate. Vreau să fiu de partea năpăstuiților. Eu sper să ajungem să facem acel proiect de care cred că îți povesteam, Nesupusele din Republica Moldova. La el mă gândeam. Mi-aș dori mult să trecem prutul. Probabil că o să facem cercetare în vara asta, dar vedem, e zona de război foarte aproape. Adică, am terminat pandemia și intrăm în alte zone, dar suntem și noi niște nesupuse și atunci, fără obstacol, nu există poveste. Eu zic că proiectul o să meargă mai departe și va crește frumos. Mai există platforma interactivă pe care oamenii pot să vă scrie? Absolut. Este platforma nesupusele.ro, în care așteptăm poveștile nesupuselor din viața voastră.
Așteptăm fotografie, așteptăm amintiri. Puteți să vă și testați profilul de nesupusă, să vedeți exact ce sunteți. Semănați mai degrabă cu, nu știu, o nesupusă sportivă sau o prințesă războinică sau sunt o fel de nesupuse acolo. E și amuzant că am vrut să avem zona asta de ludic, dincolo de spiritul de frondă și de independență. Andreea, proiectele tale de viitor, dincolo de Cioblandia? E un proiect mare în Cioblandia. Da. Am și jobul meu de bază. Și mai e și jobul de părinte care nu se închide niciodată. Mai am și jobul de părinte, da. Care, da, este un job foarte, foarte greu. Că solicitant. Spus că și fata ta are tot, fetița ta are tot 16 ani. Suntem exact în această etapă și noi ne orientăm la ce facem în viitor și ne explorăm opțiunile. Mm-hmm. Da. Andreea e foarte modestă, nu să spun acum despre transformarea celor 5.000 de colegi din companie. Da, e foarte, este un proiect, tot un proiect de suflet pe mm-hmm. care îl facem în organizația în care sunt. Misiunea noastră e legată de sănătate financiară. Mm-hmm. Un proiect început în 2017, deja din 2017, este să transformăm colegii noștri în profesori de educație financiară în comunitățile în care suntem prezenți. Mm-hmm. Și suntem prezenți cam în toată România. Pentru a fi generator de sănătate financiară. Din 2017, de când am început, avem peste 1000 de colegi uh-huh. care sunt profesori de educație financiară și avem peste 600.000 de români care au trecut prin proiectul nostru. De voluntariat. De voluntariat. Este un proiect de voluntariat. Nu este un proiect, începem de vreme, începem de la grădinițe. Da. Avem colegi care livrează lecții de educație financiară și Cristina face voluntariat și pe acest proiect. Avem multe lucruri pe care lucrăm împreună. Am fost la Timișoara de curând. Ai fost la Timișoara și cu un roboțel, cu Pepper, l-ai avut pe tine, cu Pepper, nu? A fost Global Money Week pentru, și l-am avut pe Pepper, roboțelul de educație roboțelul financiară. De educație financiară pentru la grădinițe, nu? La școală. La școală. Cum răspund copiii acestei provocări? Ce își doresc ei să știe despre bani, despre educația financiară? Copiii sunt, cu cât sunt mai mici, cu atât sunt mai deschiși. Nu au toate frânele acelea pe care le pun părinții, cum că, unu, e burghez să vorbești despre bani, doi, banul, nu știu, e ochiul așa necuratului sau tot fel de taburi de genul ăsta. Încă nu sunt impregnați de taburi, sunt foarte deschiși. Iar ce mi se pare mie esențial în educația financiară nu e neapărat despre cum să-ți numeri banii mai eficient, e despre valori, despre cumpătare, despre echilibru, despre generozitate, de ce nu? Pentru că până la urmă, esențial pentru banii să fie în mișcare, să circule. Banii sunt ca o apă vie. Dacă îi ții în stare, în stază, sunt apă stătută. O economie are nevoie de bani care să circule. Astea sunt principii, până la urmă, destul de simple dacă le explici copiilor prin poveste sau prin joc. Și îmi place când primesc întrebări foarte simpatice, cum ar fi: Cristina, de ce nu totul e gratis pe lumea asta? Și la întrebarea asta îi spun: păi, tu când o să fii mare, ce vrei să te faci? Păi, aș vrea să fiu doctor veterinar. A, ok. Deci nu o să ai salariu, nu? A, nu? Păi, ai zis că vrei să fie totul gratis. A, da, acum am înțeles. Nu se poate chiar totul gratis. În fine, sunt întrebări simpatice și răspunsuri pe măsură. E un proiect, ca să completez, că nu facem numai la grădinițe, începem la grădinițe, școli generale, licee, facultăți și populația adultă. Nu are nicio legătură, adică inclusiv la clienții noștri, dar nu este o condiție. Dar este extrem de impresionant cum reușesc colegii noștri, cei care sunt profesori de educație financiară, apropo de modul în care se conectează la comunitate. Nimic altceva nu creează un sentiment de mândrie atât de mare decât în momentul când merg în comunitățile lor, când mergi la
fica ta la, la grădiniță sau la școala primară, a venit mami și tati, mami sau tati, să fie profesor de educație financiară în clasa mea. Da. E un sentiment de mândrie și de conectare pe care nu am reușit prin toate programele noastre de engagement să-l realizăm. Poate, cine știe, la o nouă ediție discutăm și despre acest concept de sănătate financiară, pentru că este interesant și pentru adulți, nu doar pentru copii, și cred că sunt sfaturi importante pentru toți cei care ne ascultă. Despre Geblandia, platforma care oferă liceenilor soluții pentru săptămâna altfel, am discutat cu președinta HR Club și cofondatoarea platformei, Andreea Voinea, și scriitoarea Cristina Andone, trainer de creativitate și activist educațional. Vă mulțumesc pentru participare și vă mai așteptăm la serviciul de noapte. Mulțumim mult și noi! În cor, iată! Da. Bine. Marți seara, Felix Crainicu vă propune o temă tot despre educație, cea non-formală. Echipa Nopții, Luminița Voinea și Luciana Gingărașu, redactori, Marius Țoghină, transmisia video, Adriana Anica și Claudia Buzică, regia de emisie. Sunt Maria Țoghină și în numele tuturor vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o noapte senină și o săptămână ușoară. Ne reauzim peste fix o săptămână. În câteva momente, știrile orei 2 la Radio România Actualități.